Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Astăzi voi filma de la căsuța de pe Mureș. Deci de aici vă salut cu mult drag. Înainte să vă arăt despre ce e vorba, vă rog frumos să vă abonați cei care intră prima dată pe canal. Cei care au intrat de mai multe ori și încă nu s-au abonat, acum vă rog să vă abonați. Cei care s-au abonat și au rămas abonați, mult respect, mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Înainte să vă arăt despre ce e vorba, vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să nu uitați ca să vă apară prima dată dumneavoastră vlogurile mele, dar și să vadă alții, să distribuiți, ca să se delecteze și alții cu vlogurile mele. Costă 0 bani, nu vă costă nimic, vreau să spun mai curat, nu vă costă deloc niciun ban. Dar așa mă puteți susține în proiectele mele. Acum vă arăt despre... Ia uitați căsuța de pe Mureș. Căsuța de pe Mureș. Mie îmi place cum arată. Și mă simt bine când vin aici. Am mai lucrat câte ceva la căsuța de pe Mureș, dar nu lucruri din alea care se văd, lucruri mărunte care nu se văd, și am făcut un pic de ordine iarăși prin curte pe aici. Și dacă am lucrat, atunci o să fac aici un grătar, pentru că e mai ușor să fac un grătar decât altceva, ceva de mâncare, dacă tot sunt aici. Așa că voi pregăti astăzi aici la căsuța de pe Mureș, m-am pregătit bine. Deci am aici ficat de vițel și câteva ciocanele de pui. Voi frige pe grătar. Uitați, am aprins deja focul aici. Se face așa încetul și așa că vă arăt mai departe ce o să fac. Se face ușor cărbunii. Ia uitați, grătarul ăsta l-am primit de la un prieten foarte bun. Aproape nou-nouț. Se vede încă că nu a fost folosit așa mult. Am primit două scaune din astea de plastic, o masă de plastic. Am primit un dulap de bucătărie foarte frumos. O să pun în bucătăria, adică în casa, în căsuța de pe Mureș. Mai târziu, când o să fie betonat, o să fie făcut. Am primit multe lucruri și dacă vede acest blog, prietenul meu, atunci îl salut și îi mulțumesc pe calea aceasta pentru lucrurile date, că este un om foarte bun, chiar foarte bun, un om cu suflet. Mi-a promis că îmi dă și niște geamuri, uși la căsuța de pe Mureș, că el se ocupă cu termopane, și undeva mi-a zis că trebuie să scoată geamurile alea vechi, și pentru mine alea vechi sunt bune aici, așa că chiar îi mulțumesc. Punem ciocanele la grătar de data asta. Și ficat de vițel. Așa. Prea mare focul. Un pic trebuie stâns. Să iasă bine. Să se facă bine ciocanelele.
Am tăiat aici ficatul și cu un pic de muștar. E atât de bun. Ciocanelele se fac acum. Un pic le-am tăiat. Se vede. Arată demențial de bine. Și eu mai mănânc un pic de ficat. Am aici pâine, dar mănânc fără pâine. Eu spun că tot de ficat. E o combinație foarte bună cu muștar. Minunat! Cei care nu ați încercat încă, eu cred că e problema că n-ați încercat. Dar dacă veți încerca, o să vedeți că este foarte bun. E ceva fenomenal. E demențial de bun. Vreau să spun că dacă pregătiți ficat, aveți grijă după ce e fript și l-ați luat de pe foc, după aceea dați sare și piper, că altfel se face tare, se face ca talpa bocancului și nu vrem să mâncăm așa ceva. Așa că dacă sărăm după aceea, după ce e făcut, atunci este foarte bun. Mănânc și vă arăt din nou căsuța de pe Mureș. E căsuță 6x4. Interior și sper ca anul ăsta să fac mai multe. Eu doresc să îmi fac o baie, o bucătărie separat aici. Dacă nu vor reuși planurile, bineînțeles că dacă nu sunt susținut, nu o să pot face. În schimb, dacă sunt susținut în totalitate, atunci o să pot face mai departe, să betonez aici jos, deci aici jos să betonez tot, jur împrejur, fac o placă de beton interior și plafon și mai departe o bucătărie, nu știu, 3x2 și o baie 2x2. Cam asta aș dori, mai am aici material destul încă pentru așa ceva și dacă l-am pus sub acoperiș și am betonat aici, să pot face o sobă făcută de mine, din mâinile mele, să, când viu aici, să pot face un foc, să pot face o mâncare, să nu trebuiască să fac afară foc, atunci e bine. Am luat ciocanelele, am și gustat să vedem ce a ieșit.
O să le mănânc cu poftă că a ieșit bine, le-am făcut bine. Și astea cu muștar, cu pâine, bineînțeles. Așa că dacă și dumneavoastră la sfârșit de săptămână faceți acest lucru, vă doresc poftă bună, aveți grijă de dumneavoastră. Până la următorul vlog, axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.